ce-și doresc oamenii să vadă pe online, pe YouTube, pe... Înțeles. Cred că un motiv pentru care eu pot să înțeleg astea sunt pentru că le trăiesc pe propria piele. Nu mă uit neapărat la alții, mă uit la mine și ce-mi doresc eu și cum reacționez eu și îmi dau seama că sunt și eu un om ca restul și dacă mie mi se par anumite chestii într-un fel, s-ar putea și alții să se regăsească în ele. Pe online, oamenii vor în special entertainment, vor să se relaxeze când ajung seara acasă, să zicem, au nevoia să consume și online e ca un drog. Numai că drogul ăla poate să vină către entertainment, să râdă, să vadă ce se mai întâmplă, adică nu e neapărat un lucru rău, să spunem. Depinde ce faci pe internet, depinde cât stai pe o pagină, depinde cât te urmărești pe cineva. Însă eu cred că oamenii au nevoie efectiv să se relaxeze seara, să intre, la mine pe pagină eu așa văd lucrurile, de exemplu. Eu vreau să ofer umor, să ofer entertainment, lumea când intră să vadă, să râdă puțin, măcar dacă fac să râdă 10 secunde pe zi, pentru mine asta e ce mai important. Plus că, mă rog, mai combin cu educația din când în când, mai vorbesc despre America, mai vorbesc despre parcursul meu în America, pentru cei care mă gândesc, știi cum e, aduni milioane de oameni și le dai ce le place, dar dai și ce-ți place ție câteodată, pentru că nu, toți avem un scop pentru care facem ce facem. Acum, mie îmi place să fac oamenii să râdă, dar în același timp știu cât de importantă a fost educația pentru mine și mă gândesc că na, poate o să fie și pentru ei. Deci, la mine asta e, entertainment, să-i fac să râdă. Dar sunt pagini și pagini. De exemplu, sunt fascinat de o pagină acum, se cheamă Tasty pe Facebook. E o pagină Tasty care a crescut enorm de repede, milioane și milioane de like-uri, în care efectiv arată cum fac câte o rețetă. Numai că o fac sub un minut și e filmată perfect. E filmată cu slow motion, cu fast motion, cu close-up. La final, deci când fac, nu știu, dar fac și mâncăruri de-astea, adică nu îți arată broccoli cu nu știu ce, îți arată, nu știu, pizza cu crustă de ciocolată sau o chestie și o filmează și dacă doar ce ai mâncat te uiți la ea, îți vine să mănânci, știi? Și aia mie îmi place, de exemplu. Mi se pare o chestie pe care o consumă toată lumea. Sunt anumite chestii pe care le consumă aproape toată lumea. Mâncare, relații, sex, relația dintre copil și părinte, evident, pe aici intră după aia, filme, seriale, toate astea. Deci sunt o groază în care ne regăsim o majoritate. Cât de mult din ceea ce faci, cum ai spus, este influențat sau este dorința ta, cât de mult este dorința lor sau este presiunea lor către tine? Cred că este o combinație, însă niciodată nu am postat ceva care să nu-mi placă mie. Adică eu mă uit la produsul final și dacă râd eu, schițez ceva, zic ok, cred că are o șansă să meargă. În același timp sunt zile în care mă gândesc mai puțin. Adică de când fac asta, cred că am vreo 500-600 de filmulețe. Nu pot la fiecare să stau să-l analizez până la ultimul cadru, pentru că aș lua o razna. Și de-aia, de multe ori, pun chestii care mi se par mie, fanii sunt mulțumit cu ele și dacă lumea vrea să le consume, bine. Dacă nu, la revedere. Adică nu fac pentru like-uri, nu fac pentru ca lumea să mă iubească. Eu o fac pentru că îmi place mie, în primul rând. Și pentru, cum am zis la început, lucrurile le văd din perspectiva mea, iar oamenii sunt ca mine, iar eu sunt ca oamenii, ei se regăsesc în postările mele. Dar apropo de chestia asta, oameni ca tine, oameni care încep să-și, mă rog, făcându-și o pasiune sau dând cursul unei pasiuni, încep să crească o comunitate. Și crește, și crește, și crește. Comunitatea nu pune presiune pe tine, nu cumva cer din ce în ce mai mult, mai bine? Ba da, când intru, de exemplu, am avut apendicită acum în ultima perioadă și, mă, nu numai aia, am avut mai multe, au fost mai mulți factori care mi-au influențat pauza, o pauză mai lungă așa. Nu m-am oprit niciodată, am mai pus câte o chestie, dar nu cum îi obișnuisem. A fost lume care mi-a scris destul de mult și au comentat, hai înapoi, postează. Și da, pun presiune pe tine, dar tu trebuie să îți vezi în primul rând de tine. Asta este sfatul pe care îl dau la oricine, în orice domeniu. Să ai grijă de tine în primul rând, de sănătatea ta, de evoluția ta în carieră sau evoluția ta personală, viața ta personală și după aia pui și partea asta o pui ca prioritate. Și în plus, dacă eu nu mă simt ok și nu mă simt bine, de ce să pun chestii? Că se revăd. Adică orice aș posta, dacă eu nu sunt în formă sau așa, nu o să iasă bine. Da, mai bine să fiu eu calm, liniștit și o să iasă și produsul mai bun. Cât de importantă e scriitura
produsului, partea de craft, partea de cum arată, de cum e regizată, cum e... Toate au rolul lor, însă cea mai importantă este ideea. Dacă n-ai ideea, n-o să ajungi să-l termini. Adică nu poți să n-ai o idee bună și să, din regie și din cadre, să scoți ceva care să fie plăcut, decât foarte, foarte rar. Decât dacă o dai pe porno, să zicem, să pui numai țâțe și cur în slow motion, atunci poate mai o scoți la capăt, dar tot ideea e importantă. Pentru mine de acolo pleacă totul. Și când o am, văd deja restul produsului. Adică alea vin, cum să zic, dacă am ideea și o simt că e bună, pentru mine e de ajuns. De acolo mă relaxez imediat, pentru că nu pot decât să îmbunătățesc. Cât de important e scriptul și cât de important e spontaneitatea ta? Adică prezența atunci, oportunitatea. Scriptul e mult mai important. Spontaneitatea, repet, vine, nu vine. Dacă ideea e bună, o să fie bun video, pentru că lumea o să înțeleagă ideea. Pentru că ei n-au cerințe majore din punct de vedere al producției la mine. Eu am ridicat nivelul de producție undeva în septembrie. Și am început să mai bag bani în cameră, în locații, la asta am făcut-o eu, pentru că vreau să demonstrez mie ceva, vreau să creez niște produse diferite față de vanile mele, dar lumea știe că eu sunt un tip cu un telefon și mă filmez, adică nu se așteaptă neapărat să explodeze ceva sau nu știu. De-aia, spontaneitatea ajută, au fost scenarii pe care le-am rescris în timp ce creierul meu funcționează spre comedie mereu și dacă ne filmăm s-ar putea să-mi vină o replică nouă care să meargă, dar dacă n-ai ideea, degeaba. Cât de mult te consideri un influențator pentru comunitatea ta? Nu mă consider un influențator. Mă consider mai mult un provider. Un provider de entertainment. Să fac oamenii să râdă. Efectiv, ăsta-l văd eu că e jobul meu. Ce pe lângă, însă, influența mea o văd în... Uite, de exemplu, când a fost toată perioada aia politică, eu m-am obținut foarte mult tocmai pentru că știam că pot să influențez. Și mie nu mi se părea corect. Nu mi se părea că eu sunt pregătit destul să influențez sute de mii de tineri, sute de mii de oameni care mă urmăresc. Alții n-au făcut asta, alții au mers cu valul, pentru că e un val pe care merită să te urci. Pentru că lumea așteaptă, lumea vrea să țină cu tine, vrea să intre cu tine în polemică. Așteaptă-și părerea ta, cumva. Așteaptă. Păi de-aia, de exemplu, când, după ce a fost tragedia de la Colectiv, o perioadă foarte lungă eu n-am postat și am postat un vlog în care efectiv eu nu vorbeam nimic despre politică, nu vorbeam nimic despre ce s-a întâmplat, vorbeam efectiv despre o creștere personală în care am zis schimbarea începe cu tine. Și după aia am auzit-o peste tot, că toată lumea zis, e bună și am început să o au la radio, să o au peste tot. Deci sunt un influencer, de fapt, da, se pare că da. Dar asta e o influență pozitivă, eu chiar consider că trebuie să te schimbi tu înainte să intri în stradă, să ieși în stradă, să intri în stradă. Dar nu, mi-amintesc poza aia după, a ieșit toată lumea în stradă la Colectiv, hai de România înșe, și era poza aia cu ce a rămas după și era plin de gunoaie. Știi? Și am zis, mai simbolistic decât chestia asta, nu poți să arăți cât de greșit e ce se întâmplă. Tu zici că se schimbe alții, dar tu ai făcut toată mizeria, cea mai mare mizerie posibilă în piața universității. N-are nicio logică. Uite, ți-am pus întrebarea asta din perspectiva faptului că foarte mulți consideră 2016 anul influențatorilor. Și o vorbesc dintr-o perspectivă de comunicare. Adică eu comunic pentru niște branduri doresc să comunice. Și de multe ori, sau o bună parte din direcțiile de asociere anul ăsta pentru branduri vor fi în legătură cu influențatori. Adică branduri vor dori să se asocieze cu oameni, da, poate ca tine. Foarte bine. Și iată niște întrebări pe tema asta. Ce crezi că poți să oferi unor branduri? Branduri care caută content, care caută ceva diferit decât limbajul lor, Asta e un trend care în America e de ceva timp și l-am studiat pe acolo. Ce poți să oferi, în primul rând, dacă ești ei statistic, matematic, analitic, le oferi un reach și niște vizualizări la un nivel foarte înalt, comparat cu cât dau banii, comparat cu TV. Deci, în primul rând, matematic e mult mai bine pentru agențiile de publicitate și pentru clienți. Ajung și văd clienți mult mai mulți și potențiali decât ar vedea la TV, pentru că e foarte scumpă reclama la TV și lumea nu prea se mai uită.
sau dacă se uită la două, trei canale, se uită la două, trei emisiuni, mă rog. Asta, la reclame niciun caz mai uită. Da, la reclame nu se uită. Dacă tu ești la grafic, când intră o reclamă, intră pe alt post de TV și pe aia tot așa, da. Deci, în primul rând, asta e marea diferență, că o să-și dea seama, cu mai puțin bani, poate să-și arate produsul. În al doilea rând, creativitatea. Consider că toți oamenii din online au ajuns unde au ajuns, aici mai fel așa care au strâns niște numere, pentru că sunt creativi, pentru că au gândirea asta de cum ai spus tu, de influencer și de persoană care efectiv creează content. Și de ce nu să creezi content cu un produs în ideea pe care o ai? Ai dreptate, de anul ăsta mi-a sunat telefonul și e-mail-ul, am primit mai multe e-mail-uri decât în oricare alt an, pentru că lumea a început să înțeleagă puterea online-ului. Au fost o groază de speech-uri, de conferințe anul trecut și toți le-au zis, bă, vedeți că asta e, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, vedeți. Și lumea a făcut probabil un search și au găsit canalul meu în top și de-aia acum lumea caută chestia asta și pentru mine mi place foarte mult, pentru mine îmi plac reclamele foarte mult, să creez reclame și mi se pare un challenge mereu să-mi spună cineva, uite, noi suntem de la firma asta, avem telefoane, nu știu, genți, nu știu ce avem noi, vrem o promovare și pentru mine atunci mi se pare foarte interesant că eu exact asta fac, adică fac niște videouri haioase, da? Cam cât de ușor poate să-mi fie mie să-ți introduc produsul într-o glumă? Foarte ușor. Și poate să fie, efectiv, imaginează o reclamă de la TV, dar pusă pe canalul meu de Facebook, făcută în stilul meu, pentru audiența mea. Eu cum ar zice, win-win. Când e un win-win, câștig pentru toată lumea, e de bine. Singurul lucru negativ, să spunem aici, este mentalitatea românului în secunda în care tu începi și faci bani, mă refer pe online. Aici intră hateri care spun, a, te-ai vândut, a, acum nu mai faci. Ei nu înțeleg că tu depui foarte multă muncă și efort și eu am pus bani în proiectul ăsta, iar eu acum efectiv pot să trăiesc din chestia asta, să reinvestesc în proiectul Bromania. Și sunt mulți care încep și zic că faci reclame penibile, că nu știu, dar e un hate românesc în loc să zică cineva, uite mă, ăsta a început cu un telefon, a făcut o pagină și într-un an jumate acum face reclame la, pot să zic branduri sau nu? La Elefant, că fac în seara asta la Elefant, așa, fac un video la Elefant și la ce mai fac. Adică, unul ar trebui să gândească așa, eu dacă aș vedea, zic, uite bă, ăsta a plecat singur, n-avea nimic decât telefonul și a făcut o pagină și creierul lui și a ajuns într-un an să aibă un business care îi intră banii de la produsele astea. Dar, nu, cum să zic, nu te afectează foarte mult. Îi lași să vorbească, eu cu haterii am pielea foarte tăbăcită de când fac asta. La început mai luam și eu, mai puneam și eu la suflet, să zic așa, că mă făceam în toate felurile sau așa, dar realizez că din nesiguranța lor te înjură și ignori. Pentru că ai atâtea de câștigat, ai mult mai mulți fani decât ai hateri și trebuie să înțelegi chestia asta și să mergi mai departe. Și pe lângă asta consider că brandurile au și înțeles, de exemplu, astea care am lucrat până acum, au fost Vodafone, J&B și Elefant și ce mai urmează, îți dau libertate, ceea ce consider foarte important. Depinde acum, tu ca agenție de publicitate cred că trebuie să-l testezi pe vlogger, viner, ce-o fi ăla, să vezi, bă, cât îl duce capul, că sunt și mulți pe care nu îi duce capul, da, și au nevoie de un management, au nevoie de ceva și îl întreb, bă, tu poți să scoți o idee? Și vezi, dacă nu îi scrii tu scenariul, dar cel mai important pentru mine e că pot eu să vin cu ideea, să spun, băi, uite, am, de exemplu, un vine ăsta, cade sticla de așa și sticla aia poate fi sticla ta, e perfect, ai cadru prin plan cu sticla ta, fruity fresh, ce n-ai mai vrea să fie, ce mai vrei mai mult de atâta, știi? Și de asta îmi place că îți oferă creativitatea să nu faci ceva banal, ca, de exemplu, cu elefantul asta a fost. Că eu făceam mișto mereu de ei la conferințe, știi? Și le-am zis când m-au sunat, le-am zis, bă, vezi că eu am făcut mișto de voi, că gen mereu e aceeași chestie cu cutia, știi? Și am zis, dacă îl facem ceva în care e ori e video, ori e o chestie mai mișto, facem mai elaborat, știi? Și le-am propus niște scenarii, chiar la un moment dat erau de acord cu una în care efectiv veneau și mă întrebau și eu spuneam, eu nu fac pentru voi, lăsați-mă pace, și pe aia mă ofereau o sumă și după aia eram eu înconjurat de cutii. Dar până la urmă am ales alt scenariu, o să-l vedeți în seara asta. Și au fost deschiși la minte, au zis, da, e canalul tău, tu știi audiența, hai să o facem. Deci e un mare leap of faith pe care brandurile trebuie să-l facă în direcția asta, cumva. Cu mine, cu alții, nu știu. Cu alții, da, dar la mine e un faith, eu măcar pot să le arăt ce am făcut. Că, până la urmă, și un client,
clienții sunt mai închiși la minte decât agenția de publicitate. Agenția de publicitate trebuie să-i convingă pe ea. Bă, crede-mă că ăsta nu e, e ok. Și da, la cliente duci cu numere și spui, uite, ăsta a făcut 10 filmulețe luna asta, au peste 1 milion de vizualizări toate. Asta ce mai vrei? Înseamnă că știe ce face, da? Și eu zic, băi, uite, da, știu ce fac, ai încredere în mine, știi? În conjunctura asta în care se schimbă lucrurile și oamenii apelează la tine, unde pui limita? Ce nu ai face pentru un brand? Depinde de preț. Toate au un preț. Nu știu, încă nu am fost pus în... N-aș face lucruri împotriva la care sunt eu, de exemplu. Nu știu, poate să fie o chestie politică, să spunem. Nu mi s-ar părea corect neapărat, de exemplu, să intru într-o campanie politică, oricât de bine ar fi plătită, dacă eu nu cred în ce se întâmplă acolo. E la fel valabil și cu brandul, dacă nu crezi în... Cu brandul? Brandul respectiv? Nu neapărat. Un brand este, până la urmă, e un produs pe care lumea, dacă vrei, îl cumperi, dacă nu, nu. Politic, un da, președinte te... Tu nu simți că faci o promisiune oamenilor care te urmăresc, un fel de endorsement către ei? Nu le faci o recomandare? Nu. Nu mă gândesc neapărat atât de departe, gen să zică, bă, oare... La elefant, adică ce vorbim? E, le zic, dacă vrei să... Dacă elefant, nu vorbim de elefant, da? Să fie clar. Okay. Dacă brandul pentru care lucrezi ar fi acuzat de tot felul de, nu știu... taie pădurile și face altceva sau fură sau nu știu ce. În sensul ăsta. Nu, no, atunci da, m-aș gândi și eu înainte să mă uit la preț. Dar, de exemplu, uite, eu nu suport fumul de țigară. Eu sunt împotriva țigărilor maxim. Dar încă o dată, nu știu ce să zic. Dacă vin cu o țigară și zic, bă, din toată suma asta donăm o jumate și o dă, ce zicem, băi, poate, știi? Adică aș găsi un compromis. Încă nu m-am fost pus în cazul ăsta, ca să pot să vă dau un răspuns. O să fie asta, spun asta. O să fie, aveți o propunere? Alcool? Uite, mai am două întrebări. Prima întrebare, pentru cei tineri de care spuneai tu, ăia hater de nu te înțeleg pe tine cum ai crescut, unul care vrea să se apuce de vlogging, de povestea asta de făcut lucruri zi de zi, ce recomandări dai? Care sunt lucrurile de care trebuie să țină cont? Ce sfaturi dai ca să crească, să fie ce trebuie? Sunt mai multe, dar ne gândim la un top 3. În primul rând, are nevoie de pasiune. Nu poate să intre în chestia asta ca un job. Trebuie să intre în chestia asta cu profesionalismul unui job, dar cu pasiune. Adică, dacă te apuci de vlogging, vloguiește despre ceva ce știi. Ești game, îți plac jocurile, vorbește despre jocuri. Care te consumă. Da, știi ceva. Ești funny, nu știu, ține un stand-up la cameră 5 minute pe săptămână. Știi orice, dar să fie ceva, pentru că altfel nu o să-ți găsești timpul, nu o să-ți găsești ambiția să le faci. Decât dacă n-ai pasiune, pentru că e multă muncă. Trebuie să stai cu camera pe tine, cu editat, cu astea, un an și... Eu am crescut repede, dacă e să o iei comparat cu alte proiecte. Deci eu într-un an eram deja... Ce într-un an? Am avut în primele luni, am avut momente în care eram foarte viral. După aia, mă rog, la mine a fost și chestia, că nu m-am ținut de chestia asta. Acum, în august, eu am decis că România e o chestie pe care să devină prioritate și am început să fac sketch-urile. Și a bubuit și am stat pe el, dar am avut o ascensiune foarte rapidă. De-aia, un puș care se apucă, mă rog, eu sunt și mai mare, el are timp, la 14-15 ani, când nu face altceva, are timp, dar cu pasiune, filmează-te, interesează-te, uită-te la alții, vezi ce echipament îți trebuie, încep de undeva, știi? Deci asta e pasiunea numărul 1, numărul 2 răbdarea. Adică să nu îți impui un număr de followers sau, doamne, dar uite, nu-mi vede. Faci lucrurile pe care le poți face ca să crești, dar ai răbdare. Pentru că la un moment dat, unul din video tot o să prindă. Că așa e, pui 10, 15, 20, bă, și la 21 prinde. Pentru că, nu știu, așa a fost subiectul în secunda aia, așa a vrut internetul, așa a vrut Facebook-ul și video-ul al tău a prins. Bă, și de acolo începi și pui ca lumea și devii din ce în ce mai mare. Și numărul 3, să fii pregătit și psihic pentru chestia asta, că odată ce ți expui fața, lumea începe și te judecă. Deci trebuie să fii gata pentru jocul ăsta, pentru că am mai cunoscut mai mult fete care au intrat în online și s-au lăsat pentru că
nu suportau hate-ul, nu suportau comentariile, nu suportau să facă lumea mișto de ele, dar n-ai de ales. Odată ce începi și ai beneficiile follower-urilor și al popularității, vin și lucruri negative, dar te bați cu ele. Ce-ți propui să schimbi la tine, personal, în 2016? Ce vreau să schimb la mine? Vreau un lifestyle mult mai sănătos. De când m-am apucat de bromania acum în august, sănătatea mea a scăzut foarte mult. Din cauza că m-am dedicat foarte mult proiectului, am dormit foarte puțin, am început să merg prin țară, fac show-urile live, stand-up-ul, și ăsta m-a consumat foarte mult, pentru că a fost pentru prima oară când am făcut turneele astea, am avut emoții foarte multe, am călătorit prin toată România, între timp țineam pagina cât mai sus cu sketch-uri și cu vine-uri și n-aveam grijă ce mănânc, ce beau, pe unde mă duceam toată lumea vrea să mă îmbete, bro, hai să bei cu noi, și nu mi-a păsat de mine. Și am ajuns la finalul anului să mă simt foarte rău și mi-am dat seama că nu asta, până la urmă tot asta e cel mai important de sănătate, și vreau un lifestyle mai controlat, mai organizat, pentru că, da, gata, am înțeles cum merge totul, acum trebuie să am și grijă de mine. Deci, în primul rând, lifestyle-ul. Ok, Matei, mulțumesc și succes! Da, mersi și eu!